Guvernarea conduce Republica Moldova spre Uniunea Europeană, dar este imposibil de ajuns în UE fără respectarea drepturilor cetățenilor, în special dreptul la libertatea de opinie sau la libertatea de întrunire. Despre asta scrie Vlad Olteanu, fondatorul rețelei internaționale de experți în afaceri europene, relații publice și mass media. Articolul său a fost publicat pe numeroase platforme media europene. Olteanu consideră că deocamdată Moldova nu a reușit să formeze o elită politică, o elită care să respecte principiile democratice. Fără ele, nu ne se va permite să intrăm în clubul european. Moldova luptă pentru a supraviețui. Desigur, dorește să se alăture clubului Uniunii Europene, iar candidatura sa a luat viteză, probabil din cauza invaziei rusești din Ucraina. Dar pentru a adera la acest club și pentru a câștiga din punct de vedere economic, Moldova trebuie să respecte regulile clubului, iar aceste reguli includ Carta Drepturilor Fundamentale a UE, precum și respectarea principiilor democratice și a statului de drept. Una dintre ele nu poate fi respectată fără celelalte. Expertul consideră că respectarea principiilor democratice este sarcina principală a autorităților care vor conduce țara spre Uniunea Europeană. Faptul că elitele politice par să nu respecte ele însele aceste principii nu ajută cauza și reprezintă o evoluție și mai îngrijorătoare. Elitele politice au un rol fundamental de jucat în educație. Ele sunt responsabile pentru respectarea libertăților fundamentale și a principiilor democratice. Motiv pentru scrierea acestui articol a servit promovarea de către autorități a proiectului de lege îndreptat împotriva persoanelor implicate în încălcarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. Expertul amintește că Republica Moldova este o țară cu o democrație imperfectă. Conform indicelui Economist Group, ne aflăm pe locul 69 și împărțim această poziție cu Papua Noua Guinee. Prin urmare, Olteanu admite ideea adoptării unor astfel de legi, dar spune că este necesar să se țină cont de drepturile omului, care sunt protejate de Carta Uniunii Europene. Proiectul de lege vizează punerea în aplicare a unor măsuri restrictive împotriva persoanelor menționate, în particular prin revocarea licențelor media pentru posturile de televiziune, în cazul în care acestea promovează persoane juridice incluse în listele de sancțiuni. Cu alte cuvinte, dacă guvernul aprobă o sancțiune, aceasta stopează libertatea de exprimare, libertatea de opinie, de care ar trebui să beneficieze mass media într-o societate democratică. Olteanu consideră că libertatea poate fi cenzurată într-o societate democratică, dar numai printr-o decizie judecătorească definitivă. Este proiectul de lege dedicat presei ruse? După cum se știe, Parlamentul Moldovei a interzis deja efectiv retransmiterea știrilor TV și a emisiunilor politice rusești și a stabilit pedepse pentru presupusele știri false după 20 februarie 2022. Așadar, împotriva cui altcuiva ar putea fi îndreptat un astfel de proiect de lege? Împotriva altor mijloace de informare în masă sau împotriva libertății presei în general? În articol se spune că îngrijorări similare cu privire la noua lege au fost exprimate și de Consiliul Audiovizualului. Instituția a constatat că proiectul de lege nu corespunde jurisprudenței Uniunii Europene, inclusiv în domeniul drepturilor omului. Consiliul afirmă că sancțiunea care obligă retragerea licenței media oricărui operator audiovizual care, prin activitatea sa, urmărește promovarea imaginii și intereselor unei persoane supuse restricțiilor, este una disproporționată, pe lângă faptul că este contrară jurisprudenței CEDO privind libertatea de exprimare. Consiliul menționează, de asemenea, că expresia promovarea intereselor are un sens foarte larg și poate fi interpretată diferit. Îți poți imagina că presa din Uniunea Europeană a rămas fără licență pentru că promovează interesele persoanelor juridice sau ale celor incluse într-o listă de sancțiuni a Uniunii Europene? De exemplu, dacă mass media discută despre organizații sau persoane sancționate și care sunt implicate în invazia Rusiei în Ucraina, aceasta este promovare? Posibil că da, ei obțin publicitate. Și acesta este, probabil, unul dintre interesele lor. Ar trebui să suspendăm licența posturilor TV și a mass media pentru asta? Ei bine, sper că răspunsul este și va fi doar un nu puternic în cadrul Uniunii Europene. Olteanu consideră că legea în țara noastră, ca în orice țară europeană, ar trebui să protejeze jurnalismul independent, critic și libertatea de exprimare. Libertățile fundamentale sunt destul de bine protejate de Carta Drepturilor Fundamentale a UE și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Se pare că nu este și cazul statului non-membru al UE, Moldova. Printr-o decizie din 16 decembrie 2022, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a suspendat licențele a 6 posturi TV, pe care le-a acuzat de lipsa informării corecte în reflectarea evenimentelor naționale.
În epilogul articolului său, Vlad Olteanu menționează că proiectul de lege propus de autorități ar lipsi de protecție în privința dreptului la libertatea de exprimare, iar o astfel de evoluție, consideră expertul, nu este în concordanță cu parcursul european și ar fi un fapt regretabil.